Polițiștii, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria S-Nicolau Mare, au pus în executare 8 mandate de percheziție domiciliară pe raza localității Igriș, județul Timiș, la persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori. Din cercetări a reieșit că bănuiții ar fi tăiat fără drept arbori din Parcul Național Lunca Mureșului, arie protejată din localitatea Igriș. În cadrul perchezițiilor au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri, 7 telefoane mobile și peste 11 metri cubi de material lemnos din specia plop, salcâm și salcie, prejudiciu estimat de reprezentanții silvici la 17.000 de lei. Au fost puse în executare 10 mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul poliției pentru audieri. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept, de arbori și furt de arbori, fapte prevăzute și pedepsite de legea privind codul silvic, precum și pentru stabilirea întregii activități infracționale a persoanelor.